Că v-au cerut niște bani pentru activarea cardului. E adevărat? I-am dat. Păi i-ați dat banii? Da, da, da. Da, da, știați că nu se percepe această taxă? Nu știu, când i-a spus fata, că fata e directoare la CEC la Roma, și-a spus, mamică, când m-am dus acum, când m-am dus la ei, că am avut tensiune cu miercuri și am grijit și cu tărimi de asta din casă am dormit și nu mă sunt bine, nici astăzi mă reînbăț. Și mioara mea, fata mea, a zis că nu te duci, spune-mi că eu fac. Măi, fata, nu faci nică, lasă-mă, duc la doctoriță. N-a fost niciodată la ei când am avut nevoie. Am înțeles, deci da. prima dată în viață v-a și taxat. 100 lei. Am dat-o și acum fata tot zice, eu am ce o fac. Nici nicăieri, eu lucrez la CEC, la stat. Nicăieri nu s-o lua bani. Ce faci cu banii? O zis că e privatizată. Privatizată stăți. Dar nu contează, toți sunt. Da. Da, nu luat, o luat, tot la toată lumea o luat, care ne-a spus tot o luat și de stat de mic. Am înțeles. Dumneavoastră ce pensie aveți? Am 5 milioane urma, Moș Neagru, ne-a comorit anul trecut în septembrie. Dumnezeu să fie. Mulțumesc. Și mi-a făcut 5 milioane. M-a întrebat, am două pensii? Nu, am o pensie. Da, doamna doctor m-a întrebat. Da, da, m-a întrebat. Păi, dacă am pus, nu i-a dat medicamente, nu i-a dat, dar nu i-a dat cu plată, că n-avem asta la mine. Cuponul de pensie? Cuponul de pensie și o să-l duc când mă duc la o lună de zile. Să-l duc cuponul. Am înțeles. Da. Și mai cunoașteți persoane în situația dumneavoastră? Da, câte, care au dat bani? Da. Păi, și vecina și el bolnavă de asta. Cum se spune, și bolnavă, e cam uitat, bolnavă. Și o găsesc acasă? Da, găsesc, ia Urica o cheamă. Sofronie, Soforeanu, Sofronie. Nu, Soforeanu, e tot Moraru ca mine. A, tot Moraru? Tot Moraru, Urica. E văr el, bărbatul meu. Și tăti, pe strada asta, tăti i-a dat bani, tăti. Nu este una să nu-și dea bani, că nu-s cute. Am înțeles. Dar v-a zis ceva de programare, de... sau cum s-a întâmplat? Cum de v-a cerut bani pe card? Nu, că este altă, nu ea, este altă soră medicală. Da, am văzut că sunt trei. Da, trei. Așa e, una așa e bani și îți face cardul acolo pe masă. Bun, dar cum s-a întâmplat cu cardul? A zis că Santi a venit cu plicul. Zic, da, nici nu l-am desfăcut. Așa. Zice, apoi ai 100 de mii? Am. Ce-ați fac? Dacă n-am, trebuie să o dau, că am împrumutat ieri bani și m-am dus la doctor, chiar am împrumutat. Că renovez o leacă casa, în fine, să răsturna. Pe care? Și da. Cu băietul de la Roma mă ajută. Eu singură. A, deci, practic v-a întrebat dânsa de plic, dacă da, l-aveți, da, cu cardul, da, și v-a întrebat dacă aveți și banii. Da, și dacă, da, nu, dacă îi spuneți că nu am. Dar nu-mi dă de. Nu-mi dă de dacă îmi dă de 100 de mii. Că de asta am împrumutat la o femeie, uite, din deal am împrumutat, că eu nu luasem pensia ieri niodată. Și ieri am și distribuit-o, că dacă am oameni la treabă. Și zicem că n-am nici 1000 de lei să mă duc la doctor. Azi mi-e rău, nu am fost niciodată. Ce să fac eu cu... Nu sunt frumos. Și apoi m-am întâlnit cu vecina din deal, vine, cea care e casa băiatului. Și am zis că tu mine, dă-mi eu 100 de mii, măcar pentru cardul ăsta, zic, să-l pot, că nu mă primește, nici nu dă nici o, la doctorița asta nu dă nici o paste, dacă n-ai card. Femeia asta o pierdut cardul și nu știu, tot trimite fișorsul-i preot, stă de vale aici. Și nu mai ajunge să duc acolo la cardul unde este la Iași, să șeară, să-i dea și ei. Dar i-l-o dat, dar ei le-i dus de acasă, cu puta, o leacă. Eu cred că el a pierdut sau i-am zis, caută-l prin hârtirii tale, eu l-am pus, eu când l-am primit, eu că a venit factorul la tine, și o dat. Nu găsesc cardul și nu-mi dă pastele, are două luni când nu primește pastele și are diabet. Țică jos, din cioare. Vorbiți cu el, dacă vă duceți aici. Deci unde? Aici mai la deal, da? Următoarea casă? Următoarea casă, e țică jos, din cioare, țică și în fața mea, țică jos. Și... N-am luat tratamentul două luni de zile, n-am găsit cardul.
Stă fără tratament femeia. Îți bătaie de joc. Am mușit o viață, am împarte-o cu dânsa. Da, vă spun clar. Ce s-a întâmplat cu cardul? Ce probleme aveți? Am înțeles că nu vă dă medicamente, nu? Nu ni dă, nu ni dă, nu vrea, fără card nu ni dă. Și eu am diabet și am 2 luni de când nu ni dă. Vai de capul meu. Dar ați auzit de problema cu aia 10 lei taxa pe care trebuie să o achitați? Și nu dădeam? Care... Îi dădeam 2 dacă nu dădea pastilele. Dar așa de furisită. Și m-a rugat, dă-mi doamna doctor și nică, n-am deloc. Nimic. Dar ce v-a zis? Când i-a sugerat, da. A spus că doamnă pot muri, pot... O doră pe în fund din mine. Nu vrea să dea, nu dau și nu dau, aduc cardul și zău, dar eu de unde să aduc cardul? Păi dacă l-aș avea, l-aș sâni în casă? 2 zile l-am căutat și eu și băiatul. Și degeaba. Unde să mai caut? Nu-i. Dar eu nu l-am prinit, că n-am semnat pentru el, să arăt el că eu am semnat pentru el. Cum vă numeți dumneavoastră? Murariu Aurica. În primul rând, ce puteți spune despre dumneavoastră ca persoană? Cum este? Nu știu, cum se comportă în localitate cu pacienții, cu... Dacă o să citiți raportul primarului care este și pe site-ul primăriei, o să vă dați seama că dintotdeauna nu a existat o colaborare. Nu cu mine, cu toți primarii. Din ce motiv? Navetist, reclamații primesc foarte multe. Am înțeles că tot din cauza dânsei, primăria și refuzat să-i dea un spațiu pentru cabinet în... Nu. Deci doamna doctor a avut spațiu în dispensarul comunal. Ea a venit prin 80 și ceva, înainte de Revoluție. Cât a stat în spațiu, nu a plătit impozit, n-a plătit nicio taxă. Dumnezeu e candidat și ca la funcția de primar. În anii din urmă, undeva prin 2004, cred. Avea și o proprietate privată, o crâșmă, în care acum funcționează. Așa a desfințat crâșma și a făcut cabinet, să înțeleg. Da. N-a investit deloc în acea clădire, cu toate... În clădirea care a concesionat-o. A fost cu titlul gratuit dat în urmă. Dar se întâmplă lucruri foarte înapădă. Foarte mulți pacienți sunt plecați la Anginoasa. Am încercat în nenumărate rânduri sesizările care le-am primit să le trimit la Direcția de Sănătate Publică, la Casa de Sănătate, toate fără... Mai mult de atât am reclamații la activarea cardurilor. Da. Mi-a taxat. Cu cât? 10 lei de persoană, am înțeles. Așa am auzit și eu. Eu nu sunt înscris la dumneaei, n-am fost niciodată. Sunt la rugenul ăsta. Așa am înțeles. Da, păi, dar care au venit la mine, au venit cu chitanțe, le-au arătat. Ziua în care a fost activat cardul, i-a tăiat chitanță, taxe de eliberare, documente. A, deși... Am înțeles că la unii le-au dat chitanță, la unii nu. Ce au reclamat? Deci date concrete. Eu am sesizări trimis, legal, înregistrate, am primit răspuns cu unii competența lor. Da. Câți locuitori are comuna? Statistic, 2626 de locuitori, 4 sate. Și cam câți din cei 2000 și ceva de locuitori sunt înscriși la cabinetul doamnei Ivănescu, doamnei doctor Ivănescu? Statistic nu v-aș putea spune date exacte, dar cred că au rămas bătrânii, în mare parte. Care nu se pot deplasa. Care nu se pot deplasa, care probleme și cu poliția am avut, care au avut conflicte cu doamna doctor, cu DCS-le. Probleme sunt. E un singur doctor,
au mai fost, au plecat, nu s-au înțeles, s-au certat și din dispensar. Eram singura comună care nu aveam o farmacie în comună. Și acum aveți? Avem, spre bucuria noastră. Ce alte probleme referitor la doamna doctor Ivănescu v-au mai semnalat locuitorii? Mai grave? Cam astea. Îi taxează pentru orice. Dacă ceilalți doctori de la Regionosa mai sunt înțelegători, dacă nu ai programare, deci e, nu știu, un comportament mai dificil. Fiind și un ametist, vă dați seama. Și dumneavoastră are program zilnic sau cum vine la cabinet? Nu, are un program. Lunea știu că e la direcția publică de sănătate, la centrul unde decontează, face de contul, ce știu eu. Acum vine mai des, pentru că s-au mulțit reclamațiile. Înainte vinea mult mai rar. Cum comentați acuzele unor pacienți cu privire la încasarea sumei de 10 RON pentru activarea cardului? Toate serviciile la cerere sunt contra cost. Sunt nedecontate de casa de asigurări. După cum știți, contractul cu casa presupune anumite servicii medicale pe care noi le cunoaștem foarte bine și anumite servicii nemedicale, cum ar fi această activare la cerere, pentru că pacienții vin în afara programării, vin în afara relației noastre cu casa, vin doar special pentru activare de card. Și este normal că această activare de card este contra cost, ca și toate alte servicii medicale sau nemedicale care nu sunt în contract cu casa. Pentru acest lucru noi avem niște tarife afișate afară și se percepe o taxă. Acest lucru este normal pentru că orice cabinet, orice manager, dacă vreți, în afara unui contract cu statul, care ți impune anumite limite, care ți impune anumite reguli, deci orice cabinet are managementul său, are anumite servicii pe care le oferă, care sunt în afara contractului cu casa de asigurări, pe care de multe ori le face în afara programului și pentru care se percep taxe. Doamna doctor, afirma la un moment dat domnul primar în discuția cu Gansu că cei care ați deținut un spațiu dat de primărie cu titlu gratuit, fără plăti niciun impozit, nici... Incomodat, da. Da, și ce că l-ați fi distrus, cum comentați afirmațiile dumneavoastră. Nu numai că nu l-am distrus, ci l-am înnobilat. Deci acel spațiu este acum lăsat de paragină, într-adevăr. Eu sunt mutat în spațiul meu privat de circa 2 ani de zile. Acel spațiu a fost înnobilat, ca să spun așa, cu gresie, cu faianță, care a rămas toată acolo nedistrusă, nevalidat, nevandalizată, deci totul a rămas frumos acolo. A avut și centrală. Dacă v-ați luat până și caloriferele. Caloriferele, pare rău, sunt într-adevăr o valoare, dar toată circuitul a rămas acolo, centrala este acolo, toată instalația este acolo, în afară de terminale, care normal că nu puteam să-mi permit o altă investiție în cabinetul meu, era cheltuiala mea. Și, după cum știți, anumite mijloace fixe nu se dau la casare decât într-un anumit termen și clar nu puteam să le las acolo și să nu mă achiziționez altele pentru că ar fi venit ANAF-ul și mele ar fi imputat, ar fi spus ce faci, doamnă, faci cadouri de genul ăsta. Care este relația dumneavoastră cu poliția din bună și bănuiesc că nu sunt probleme din nici de parte din nici de alta. Ar fi niște probleme cu privire la faptul că dumneavoastră ați refuzat să mergeți pentru a constata decesele care... Nu este adevărat. Deci n-am refuzat niciodată. Deci decesele se constată. Deci întâi constatăm decesul și apoi eliberăm certificatul de deces. Faptul că
în anumite circunstanțe legale, absolut legale, nu s-au eliberat certificate de deces pentru că era moarte suspectă și chestia asta o știe și poliția și primăria, dar e drept pentru că anumite relații de, eu știu, comunitare, ca să spun că nu de familie neapărat, într-adevăr, anumite relații sunt tensionate din cauza că primăria și mai ales poliția vrea să se rezolve fix acum. Deci un pacient decedat, de exemplu, la o anumită vârstă, înainte de 60 de ani sau înainte de 70 de ani, care nu are o cauză reală, care nu este înregistrat cu o anumită boală cronică, care nu are nimic la fișă și este găsit mort, aceea este moarte suspectă. Nici unul din medicii de familie nu are voie să dea certificat de deces, constatator de deces. Acesta este caz medico-legal și se adresează medicinii legale, prin intermediul poliției. E drept că ei muncesc un pic mai mult și fac niște dosare, fac niște rapoarte, dar asta este treaba lor. Având în vedere de cazul prezentat de dumneavoastră, ți să precizez că acei medici care încasează sume de bani pentru activarea cardului este total conform clauzelor contractuale și total nelegal, așa cum este prevăzut în contractul cadru, la litera Z, la obligațiile furnizorilor de servicii medicale, să nu încaseze sume de bani pentru serviciile medicale furnizate, prevăzute în pachetele de servicii decontate din fond și pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens. Deci nu au voie să încaseze sume de bani, nici măcar pentru acele acte administrative, inclusiv pentru, este clar, introdus acest articol, pentru a reglementa foarte clar situația în care sunt unii furnizori care încasează bani pentru activarea serviciilor medicale. Deci nu au voie să încaseze nici bani pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării serviciilor medicale. Noi vom declanșa un control tematic la acest furnizor de servicii medicale și dacă se vor constata cele declarate de dumneavoastră, medicul riscă până la rezilierea contractului. Ce sfătuiți, asigurați, aflați într-o astfel de situație pentru a scoate la iveală o astfel de ilegalitate? Având în vedere că este, din punctul nostru de vedere, total nelegal acest lucru, cu atât mai mult prin care dumneavoastră precizați că pe acele chitanțe pe care se încasează sume de bani se precizează alte servicii medicale, deci nu există nici concordanță între ceea ce se efectuează, se încasează în fapt bani și pentru ceea ce se încasează acești bani. Ne putem spune cât să ne aducă la cunoștință, să ne sesizeze așa cum ne-ați sesizat și dumneavoastră pentru a verifica atât acest furnizor cât și alți furnizori de servicii medicale dacă au asemenea procedură. Este unul dintre motive pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a militat pentru existența mai multor medici în comune, acolo cel puțin unde există un singur medic, pentru ca asigurații să aibă o alternativă și o șansă de a nu deveni niște asigurați captivi, fiind nevoiți să fie indiferent de situație, să adreseze unui singur medic. Deci, cu cât sunt mai mulți medici într-o comună și doresc acei medici să activeze, să lucreze acolo, serviciile medicale pot fi de calitate și au posibilitatea să aleagă. Thank you.